Vai, ce primire! Bună seara, bună seara! Ce-i, Nathan, adică nu m-am văzut așa frumoasă niciodată? Tot timpul. Bună seara, bună seara! Eu sunt pe partea de Celebrity Show, așa că voi începe direct cu emisiunea din care fac parte. Te cunosc de undeva. Noutatea acestui sezon, după cum bine știți, este Pepe. Toată lumea mă întreabă cum mă simt fără Cosmin. A fost foarte greu. Nu râde. Pentru că abia după a treia ediție mi-am dat seama că nu mai este. Cosmin nu mai este. Dar adevărul este că dacă mi-ar pune cineva pistolul la cap și m-ar întreba ce prefer între Cosmin și Pepe, ei bine, aș prefera să apese pe trăgaci. Există o noutate absolută în acest sezon. Jurații pot da 100 de puncte pentru una dintre echipele concurente, așa că nu mai e ca în sezonul trecut când Romica le oferea juraților 100 de euro ca să nu mai rămână la coada clasamentului. Glumesc, bineînțeles, era vorba de 150 de euro. Nu, ca să fim pe deplin înțeleși, acest text nu este scris de mine. Iar dacă vreți să vă răzbunați cumva, eu zic să vă luați de Temișan. Nu el a scris textul, dar oferta rămâne valabilă. Dragul nostru Temișan e cu noi de atât de mult timp încât masajirului a luat forma lui. Nu spun că este bătrân, Doamne ferește, dar să știți că noi folosim acum o hologramă în locul lui. Am de învățat atât de multe lucruri de la ei. De exemplu, de la Ozana. De la ea am învățat că poți să zâmbești cu toată gura, chiar dacă nu ți-au reușit fațetele. Ea este cea mai dură jurată, însă este foarte corectă. Dacă nu ai voce, imediat te taxează, pentru că dă meditație. Îl avem pe Nicolae Tang în acest sezon, Doamne! Și cu el am avut ceva probleme la început, pentru că el n-a înțeles că a venit la Te Cunosc de undeva. A crezut că e la karaoke. Dar e un băiat absolut minunat. La începutul carierei lui era tânăr și fără bani, iar acum, după multe zile de muncă, nu mai este atât de tânăr. Astfel, show-ul transformărilor continuă așa cum îl știți. Concurenții sunt absolut fabuloși anul acesta. Sunt mulți alții pe care i-am dorit în emisiunea noastră, cum ar fi Anca Țurcașiu, care ne-ar face o economie pentru că ea vine cu transformarea de acasă. Acum râdeam. Nu s-a simțit? Mă scuzați? De 18 sezoane este spectacolul Te Cunosc de undeva la Antena 1. Cel mai longeviv show în afară de cel pe care îl face Andreea Bălan, dacă vorbește cineva în același timp cu ea. În rest, totul cum știți. Ozana este ucigător de dură, Temișan este incredibil de implicat, iar Cristi Iacob este încă teribil de anonim. În plus, ar fi prezența lui Nathan Ticu. El ne face pe toți să râdem la filmări din primul moment în care începe să cânte. Are însă foarte mult talent pe care îl păstrează în Lizzie, soția lui. Eu mereu sunt în Lizzie, mă rog. Știm! Bun, și surpriză, pe el au pus și jurat la Splash. Un show în care multe vedete, dar și soția lui, au mers să sară în apă. Pentru Lizzie a fost foarte greu să se arunce de la mare înălțime, dar a reușit până la urmă gândindu-se la faptul că va trebui să trăiască pentru tot restul vieții lui cu Nathan Ticu. Ei, pardon, cu Nathan Ticu. S-a zvonit... S-a zvonit chiar că Vika Blochina a venit la Splash pentru bănel. Dar până la urmă, când nu a făcut ea orice pentru un bănel doi? Momentele vesele au fost asigurate de Romica Țociu și Paula Chirilă. Așa că divertismentul a fost la el acasă, nici de cum la Bacău.
Da, Paula Chirilă este fabuloasă, această Hannibal Lecter a glumelor. Ea este pentru umor ceea ce Marcel Pavel este pentru umor. Acum activează pe Antena Stars, unde știm cu toții, merg starurile când vor să intre în anonimat. Alunec încet spre show-ul care i-a pus pe toți concurenții să stea mai mult în genunchi. Dancing on Ice. Alunec încet spre show-ul care i-a pus pe toți concurenții să stea mai mult în genunchi. Dancing on Ice. Ce vorbești? Te uitai la antrenamente și cum cădeau vedetele și parcă îți spuneai, în sfârșit primesc ceea ce merită. Iulia Albu era pe gheață exact cum era la început pe discurs. Pe urmă a început să patineze cu adevărat. La discurs, mă refer. O așteptăm pe Iulia, bineînțeles, cu nerăbdare și la Te cunosc de undeva. Sunt sigură că vocea ei poate face minuni, mai ales că nu știu cum mai putem scăpa de câinii din parcare. La Dancing on Ice, vis în doi, a fost și colegul Nicolae Tan, nu știu ce am cu el azi, care are un an extraordinar. Este delicios colegul nostru, lucru pe care nu l-a spus nimeni vreodată despre mâncarea lui. Emisiunea a fost prezentată de un cuplu inedit. Asta în cazul în care definiția cuvântului inedit este n-am nicio idee de ce prezintă ăștia doi împreună. Ștefan Bănică era ca de obicei, elegant, magnetic, iar Irina Fodor, ca de obicei, și ea. Eu trebuie să recunosc că mie îmi place Irina Fodor. Deși nu-mi dau seama acum de nu a fost anul ăsta la Splash. Ținând cont de faptul că emisiunea s-a făcut în familie. Cazacu, Ramona, Natanticu, Lizi, Nea Mărin, finul lui, Monica Brlădeanu, Nick de la NND. Nu, stai, nu vreau să spun că Monica ar fi combinată cu... Nu, vreau să spun că Monica nu e cu nimeni. Oh, știu. Gata, am avut show-uri cu celebrități pe toate gusturile. La Te cunosc de undeva avem voci extraordinare. La Splash, vedete la apă, avem performanță și sperăm să avem și vedete la anul. La Dancing on Ice încă mai investigăm ce am avut. Toate astea au fost pentru voi, cei care ne urmăriți mereu și vă suntem recunoscători. Antena 1, sunteți voi. La mulți ani vouă. Așadar, la mulți ani, Antena 1. Și ce scuze, nu sunt eu așa. Nu-mi cer scuze, așa sunt eu. În curând de aplauze.